unde studenți și medici rezidenți au făcut gratuit analize locuitorilor unui sat din Călăraș. Tineri în halate albe au descoperit în doar câteva ore două cazuri care au necesitat intervenția ambulanței. Bolnavii prezentau simptome de infarct miocardic. 6 medici rezidenți și 8 studenți au trudit ore întregi ca să le ofere sătenilor din localitatea Vlad Țepeș o idee despre cât de sănătoși sunt. Rezultatele unor analize au fost însă îngrijorătoare, așa că a fost nevoie și de intervenția ambulanței. La inimă, cu inima, cu nu știu ce mai mi-a găsit, dacă nu n-am fost asigurată, de unde să mă faci control? Și așa că acum ați aflat că aveți probleme? Acum am aflat că sunt bolnav. Ceilalți săteni și-au așteptat cu minți rândul. Au avut parte de teste orele, ale glicemiei, colesterolului, precum și consulturi cardiologice, de reumatologie și chiar dermatologice. M-am internat și în spital și mi-a spus doamna Călăraș, doamnă doctor, că e zona zote. Bine, a fost. Dar acum nu mai este zona zote. Acum nu mai aveți problema. Acum au rămas niște simptome după zona zoster. Deci după ce a trecut, sunt persoane care reacționează așa și rămân cu niște dureri. Am venit pentru genunchi. Ok. Altceva, cine mai supără? Inima un pic. Ce anume? Să avem vreo durere undeva, se duce, rămâne acolo, pleacă. Îmi vine cărdurea așa să oftez și nu pot. Când auzi sunet, apăsați pe buton, da? Cum satul Vlad Țepeș n-a mai cunoscut niciodată așa o invazie de halate albe, lumea s-a strâns în curtea dispensarului ca duminica la biserică. E foarte bine că vine și ne mai controlăm și noi, să știm și noi, vorba lor, de ce ne mai ferim, de ce ne mai... Păi... Ne bucură că mai știm și noi ce avem, că dacă nu mergem la analize, facem la Călăraș, facem aici, să facem. Acesta este al 5-lea sat vizitat de echipa de medici și studenți. Următoarea lor destinație o reprezintă satele din Delta Dunării.